prima din Dublin. Ieri am avut o delegație ambasadei Italiei de asemenea. Pe teren de la prima oră, domnul Vasile știe. Că uitați-vă, că vă arăt pantofii, nu că nu mi-am făcut. Dar eu am fost în parcul Pădurice și am bătut tot parcul pe acolo, de exemplu. Și am fost pe încă 3 șantiere. Deci programul e de dimineața până seara foarte târziu și nu am timp să fac audiențe decât pentru probleme care nu pot fi rezolvate de restul colegilor din primărie. Viceprimari, city manager, director, știți? Bun. Dar am reținut altceva. Cu parcările. Parcările, da, că mi-a lovit și mie mașina seară și mă doare inima. Parcările dintre blocuri sau la care trebuie? Avem aici un loc zbeam, că nu mai este că e benzinărie acum. Da. Avem un loc să facem unde acolo. Aveați, unde aveați? Aici unde benzinărie, era gol. Aveați parcare acolo? Păi acolo, dar se face. Păi era când de pe parcarea, nu ești. Acum este aia, dumneavoastră știți, nu, e proprietate privată. E proprietate privată, iar pe terenul primăriei aveți acum vreo 30 de locuri de parcare făcute de prietenul meu și donate primăriei. Noi avem o porțiune, ca să știți asta, da? Restul e proprietate. Păi da, eu știu. Și mă lovește și nu știu cine. Fii cine-s proprietate dincolo?